O acțiune de amploare a polițiștilor și comisarilor pentru protecția consumatorului a avut loc pe raza municipiilor Deva, Hunedoara, Brad, Petroșani, Lupeni, Vulcan și a orașului Călan. A fost verificată corectitudinea activității financiare în 14 săli de fitness, 28 de farmacii și farmacii naturiste, 77 de cabinete medicale, clinici medicale, cabinete stomatologice, cabinete veterinare. Neregulile constatate au fost sancționate cu amenzi în valoare de 25.000 de lei, cu sume confiscate și dosare pentru evaziune fiscală. Polițiștii hunedoreni, cu sprijinul comisarilor Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara, au demarat o serie de activități de control în mai multe unități economice de pe raza municipiilor Deva, Hunedoara, Brad, Petroșani, Lupeni, Vulcan, dar și a orașului Călan. Au fost vizate în special sălile de fitness, dar și farmaciile, farmaciile naturiste sau cabinetele medicale private, ori cabinetele stomatologice, iar ca urmare a acestor activități de control au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale și au fost întocmite 2 dosare de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală. Evaziunea fiscală a fost constatată la o sală de fitness din Deva și la o societate care are punctul de lucru în Șoimuș. În cadrul acțiunii, polițiștii au stabilit că administratorul unei săli de fitness din Deva nu a fiscalizat încasările din abonamente și de la bar în perioada ianuarie 2023-septembrie 2024, suma totală depășind 300.000 de lei. În acest caz, polițiștii vor efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omisiune în tot sau în parte, a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunii comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în data de 29 iunie la punctul de lucru al unei societăți comerciale din comuna Șoimuș, administratorului societății s-a solicitat prezentarea documentelor contabile ale societății. Întrucât până în prezent acesta nu a prezentat documentele solicitate, polițiștii vor efectua cercetări pentru a se stabili existența elementelor constitutive ale infracțiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în cel mult 15 zile de la somație, au mai informat reprezentanții IPJ Hunedoara.